Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. <coughs> nu vă spun de unde, așa că ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, nu citiți Cuvântul lui Dumnezeu, da? După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și zicea S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acesta este Cuvântul Domnului. Vă rog să luați locul. <coughs> Întotdeauna este bine să, să, să fiu la Golgota. Este bine și spiritual, dar mie îmi place să fiu și la Golgota de aici, din București. Și vreau să vă aduc în primul rând salutul Bisericii Fică și acum Soră, a doua biserică baptistă română din București, cea din Ferent, Texas. Noi suntem în sectorul cu cele mai mari performanțe. Ambii primare noștri sunt în închisoare, deci nimeni nu mai vrea să fie primar de, de teamă ce s-ar putea întâmpla dacă ești primar în sectorul 5. Nu ne laudăm cu asta, dar Domnul acolo ne-a pus să fim martori și ne bucurăm că el a lucrat prin biserica Golgota, biserica numărul 1 de atunci, să creeze o mărturie în acea parte din oraș și ne bucurăm de atunci de părtășia pe care o avem. Vreau să-i mulțumesc fratelui rector, fratelui Daniel Mariș, pentru invitația de a mă adresa, de a predica cuvântul Domnului la acest început de an universitar. Am început și noi pe Zoom, cum e mai la mod acum. Și mă bucur să fiu cu tineri care vor să se uite înainte și se uite înainte spre lucrarea lui Dumnezeu. Este un lucru important și în acest sens vă aduc și salutul colegilor mei, a fratelui Sorin Bădrăgan, care este și președintele comunității, și a fratelui David Tătar. Și mă bucur ca să fiu aici împreună cu soția mea, cu Camelia. Vă aflați la început de drum în slujire. Și sunt foarte multe întrebări, sunt foarte multe uh, uh, lucruri de rezolvat, uh, sunt foarte lucruri care nu le știm. Unde ne va duce calea? Ce provocări vom întâlni? Și mai ales vom fi în stare să abordăm provocările ca niște oportunități? Știți, noi, românilor, ne place să ne plângem și de orice, și. <coughs> Era o poantă de-asta care mergea pe WhatsApp, că unul avea o mașină nouă, ultimă, și se plângea, vai, ce, ce rău e, că consumă mult, că nu știu ce, dar era ultima mașină, costa 100.000 de euro. Deci noi ne plângem și de bine și de rău. Și în slujire nu e bun lucrul ăsta. Și eu am de multe ori am, am pățit-o, știți? În slujire ar trebui să privim provocările ca niște posibile oportunități, pe care Domnul le pune înainte, nu ca să ne e, lăsăm zdrobiți de ele, și ca să încercăm să le rezolvăm creativ. Dar, până la urmă, sunt o realitate. Și, mai ales, să devii păstor în vremea noastră este un lucru, după părerea mea, foarte dificil, pentru că am ajuns să trăim vremuri complicate. Și chiar în țările care se pretind creștine, trăim vremuri pe care începem să nu le înțelegem. Ne lipsesc modele, ne lipsesc scopuri care să merite sacrificiu. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta, când președintele Rusiei a anunțat mobilizare și recrutare, sute de mii de tineri au plecat din țară. Nu merită scopul ăla viață și sunt de acord cu ei. Dar ideea aceasta de scop, care să te facă să slujești o cauză, este din ce în ce mai străin de... De, 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 de gândirea noastră. Totul a devenit așa mercantil, totul a devenit ceva care să dea un răspuns imediat. Și o parte din problema este că lumea se află într-o schimbare permanentă și, și rapidă. Un sociolog a numit-o asta o lume lichidă. Modernitatea este lichidă. Cu alte cuvinte, știți, suntem obișnuiți cu stabilitatea și ne-o dorim. Dar trăim într-o lume în care ni se scurg printre degete, ca și e, nisipul cald de pe plajă, lucrurile care le credeam stânci. Și ne uităm și vedem cum, în realitatea noastră, lucrurile astea dispar. Și zicem, măi, asta era o stâncă, n-avea cum să... eram eu încă atânea în și Știți? Trece așa printre degete. Și această schimbare afectează și lumea creștină. Chiar dacă noi avem niște abilități și ne amăgim uneori uitându-ne în altă parte sau pur și simplu castruțul băgând capul în pământ și în nisip și refuzând să acceptăm ce se întâmplă. Să mă reîntorc la exemplu cu care am început. Suntem șocați să vedem o țară ca Rusia, care până acum un an, doi, pretindea că apără valorile creștine autentice de invazia degradării morale seculariste și că încolo acum perpetuează un război pe care l-a început chiar ea. Ceva nu este în regulă cu un creștinism care susține un așa dezastru. Ceva este putre acolo, nu numai în lumea noastră, dar și în modul creștin de a aborda lumea. Și în fața modernității acestea seculare care încearcă să impună niște ideologii toxice, forțele tradiționalismului, care de fapt nu au soluții, încearcă să impună unor tot în numele unui așa zis creștinism o tradiție care de multe ori. De mult nu mai este relevantă. Și acest aspect se vede clar în propaganda de război, prin care politicieni ruși, fără scrupule, fără teamă de Dumnezeu, foști comuniști, sunt ajutați de fețe bisericești ca să convingă lumea că războiul Ucra împotriva Ucrainei creștine și soră este, de fapt, o luptă între Estul tradițional creștin și Vestul liberal, care a abandonat creștinismul. Și mi se pare sinistru că unii creștini par să accepte acest argument, ignorând faptul că în numele acestei ideologii demonice, zeci de mii de oameni și-au pierdut viața, milioane de oameni au devenit refugiați, mii de familii au fost distruse, sute de state și orașe au fost rase de pe fața Pământului și se întreține o criză globală de dragul ambițiilor imperialiste ruse, care nu sunt noi, sunt vechi de sute de ani. Se pare că și noi creștini am uitat că pe vremea Domnului Isus și în primele două-trei secole ale istoriei Bisericii, lumea nu era creștină. Creștinismul nu a apărut într-o lume creștină, ci a apărut într-o lume păgână. Și nu trebuie să uităm lucrul acesta. Pretențiile creștinilor de a domina lumea politic, de a controla societatea, au apărut după 3-400 de ani. Când puterea imperială romană a făcut din creștinism religia oficială a imperiului și a început să ofere privilegii creștinilor, care au căzut astfel în curs aceasta, în ispita dominației de a conduce lumea. Și au zis, lasă că facem noi țări creștine, dăm legi, facem constituții, punem reguli și învățăm noi pe oameni cum trebuie să fie creștini cu legea. Dar nu vreau să fac astăzi teorie politică, nu asta este scopul meu aici. este scopul să lăsăm ca să ne vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Dar trăim într-o lume în care ne confruntăm zi de zi cu lucrurile astea. Și atunci, întrebarea cu care aș vrea să încep este cum putem să trăim o viață creștină autentică într-o lume care este în permanente schimbare și care nu-i pasă, nu pasă de Dumnezeu. Putem să trăim o viață creștină autentică într-o lume în permanentă schimbare și care nu-i pasă de Dumnezeu? Această întrebare devine una critică pentru noi. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, când ni se adresează, ni se adresează cu o anumită, cu o anumită urgență, cu o anumită celeritate, ca să folosim așa un termen la modă. Da? Ne impune să auzim lucrul acesta. Da, e frumos, avem cântări minunate și vreau să vă felicit. Biserica Golgota este o biserică care în continuare inspiră și, și oferă, oferă o direcție bisericilor din București. Vă felicit pentru grupul de închinare, pentru fanfară. Mi-a plăcut și fratele Burca, dar chestia aia cu jazz de la început mi-a plăcut un pic și mai tare. Deci e, e foarte faină. Uh, domnul să vă binecuvinteze. E minunat să ne simțim bine în biserică și e foarte important. Dar cuvântul lui Dumnezeu este despre urgența pe care Dumnezeu o pune pe inima ta și pe inima mea. Urgența asta pe care o simțim în viața noastră atunci când este o criză. Și, vedeți, răspunsul, cred eu, poate fi găsit observând cum a abordat Isus problema aceasta. Noi nu avem alte modele mai adecvate decât Domnul Isus. Când a fost confruntat de tradiționaliști, religioși, evrei, care se opuneau modului în care Isus interpreta scripturile Vechiului Testament, vedeți că întotdeauna argumentele sunt biblice. Nimeni nu o să vină în biserică să spună că are un argument nebiblic. Toate sunt biblice. Dar farisei evrei nu credeau în modul în care Domnul Iisus interpreta Vechiul Testament. Da? Oamenii aceștia puneau tradiția în față, puneau obiceiurile cu autoritate. Iisus punea oamenii în centrul discuției. Și abordarea lor inflexibilă a fariseilor nu înțelegea că lumea trece printr-o schimbare și că ei trebuie să se ajusteze la noile realități. Și atunci încercau să impună cu forța tradițiile, obiceiurile, așteptările religioase evreiești. Și astfel îl găsim pe Iisus protestând, după cum prezintă Matei, care registrează un moment când Iisus atrage fariseilor care se plângeau că ucenicii nu țineau datina. Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? căci nu spală mâinile când mănâncă. Acum, noi, după COVID, credem că este era un sfat bun să spăli să, să, să spăl mâinile când mănânci. Dar discuția era alta, știți? Drept răspuns, Iisus le-a zis, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cineva grei de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea, dar voi ziceți, Cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricum ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu deja. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl tău și pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Cu alte, cu alte cuvinte, mântuitorul atrage atenția că tocmai cei care strigă hoțul sunt de fapt hoții. Fariseii cei mai religioși și cei mai stricți erau hoții, pentru că ei cuvântul lui Dumnezeu care spunea ai grijă de părinții tăi, poartă de frumos cu ei. Și ei ce spuneau? Am dat la casa Domnului ce trebuia să dau pentru voi, deci am dat Domnului. Deci e ok că Domnul e mai presus decât voi. Și astfel au schimbat interpretarea. Vedeți, în urma deciziei lui Dumnezeu de a interveni în lume și în istorie prin întruparea lui Isus, viața creștină trebuie să trăită să fie trăită prin înțelegerea două realități pe care le-a adus acest eveniment unic. Noi ne numim creștini pentru că Iisus Hristos a venit, da? Altfel nu ne numeam creștini. El este motivul pentru care noi ne numim creștini. Prima realitate este anunțată de Apostolul Pavel într-un super text din Epistola către Coloseni, din capitolul 1. El, cred că știți, da? El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, adică prin Domnul Iisus. Atât ce este pe pământ, cât ce este și în ceruri, făcându-se pace prin sângele crucii Lui. Aceasta este prima realitate. A doua realitate este proclamarea venirii Împărăției Lui Dumnezeu prin Isus, făcută de către Ioan Botezătorul și prezentată de Matei în capitolul 3. Da? Text care l-am citit din, din alte evanghelie. Isus zicea, pocăiți-vă căci Împărăția Cerurilor este aproape. Chemarea la pocăință ne amintește de această urgență de care am vorbit, pe care Evanghelia o pune, o presiune pe noi, Trebuie să facem ceva. Și vedeți, lucrul ăsta ar trebui noi, poate, ca și creștini, să-l înțelegem vis-a-vis -vis de faris, fariseism, pe care îl înțelegem foarte bine. De fapt, prea bine, poate, da? Venirea lui Hristos, prin venirea lui Hristos, Dumnezeu inaugurează o nume nouă, care nu mai este întemeiată pe obiceiurile celei vechi. Pe jert, pe preoți, pe tradiție, pe națiune, pe patrie. Eu mă îngrozesc când am, aud creștin că, domnule, avem patria, familia, nu știu ce, astea sunt... Uh... E Domnul Iisus Hristos, dragii mei. Nu scrie niciunde în Biblie, nici de patrie, nici de nimic. Scrie de Domnul Iisus Hristos. Nu că patria n-ar fi importantă, nu că familia nu e importantă, nu că... Dar Domnul Iisus Hristos este totul. Să nu ne amăgim. Hristos este Cel în care locuiește plinătatea lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu Împacă totul cu sine. Și această întrupare aduce cu sine realitatea unei împărății noi, care a fost întemeiată deja, așa cum chiar Isus ne spune în Luca 17. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Împărăția lui Dumnezeu nu este undeva dincolo de planeta Marte sau dincolo de galaxia pe care o vede telescopul și care așteptăm să ne ia trenul cum, cântăm când suntem mici, acceleratul vine, te duce către cer, este deja în tine și în mine, este prezentă. A venit Domnul Isus să o inaugureze. Nu este împlinită, nu este realizată. Dar ea este acea realitate care pune presiune asupra noastră, dacă vrem să fim creștini. Și Apostolul Pavel recunoaște și la această realitate când afirmă în scrisoarea adresată filipenilor în capitolul 3. Dar cetățenia noastră este în ceruri de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Revin cu întrebarea cu care am început: cum să putem să trăim o viață creștină autentică într-o lume care este în permanentă schimbare și care nu mai pasă de Dumnezeu. Am spus deja că o reacție pe care au avut-o creștin în fața provocărilor, este să recurgă la tradiții și obiceiuri la fel cum au făcut farisei și să încerce să îi impună. Această abordare nu mai funcționează, pentru că a funcționat doar acolo unde creștinismul a avut autoritate și a funcționat prin impunere. Dar, din păcate, această realitate nu a dus la o transformare a vieții. Nu a avut un impact real asupra lumii. Uitați ce lume a creat creștinitatea, că noi tot ne pare rău. Europa medievală a fost Istoria e plină de războaie între creștini. S au bătut catolicii cu protestanții. Protestanții și catolicii cu anabaptiștii. Da? Războaiele mondiale au fost făcute într-o Europa creștină. Încă era creștină, nu era secularizată. S-a creat nedreptate în lumea asta. Țări întregi creștine au avut sclavi. Și au vândut sclavi, au vândut oameni ca și convins, ca și convins la piață ceva. Inechitatea economică, sărăcie, țări creștine cu oameni foarte bogați și cu oameni care mor de foame. Noi trăim într-o țară creștină care este plină de corupție, plină de minciune la nivel instituțional. Și multe țări necreștine la care ne uităm cu dispreț demonstrează o mai mare integritate, cel puțin administrativ. Ce se întâmplă? Modelul ăla n-a funcționat. Și. Un grup ca al nostru, baptiștii, n-au vrut niciodată să facă țări creștine, și așa că noi am crezut în separarea asta între biserică și stat și așa. Dar o altă abordare a fost transformarea vieții creștine într-o viață manifestată doar privat. În loc să fie o viață manifestată concret prin modul în care trăim, încercăm să ne ducem la convingeri teologice cu care spiritualizăm lumea și soluțiile sunt tot spirituale. Și viața creștină devine astfel doar o chestie personală și interioară. Adică ne privește pe fiecare, dar nu societatea în care trăim. Știți cântarea pe care o cântă corul și noi ne simțim așa de bine? Bine este în Domnul, nu? În engleză, cei care au inventat, este, it is well with my soul. E bine cu sufletul meu. Dom'le, dacă e bine cu sufletul meu, ok, ce mai contează de sufletul tău? Ai sufletul tău, fă, și tu, fă -și tu ca să fie bine și de sufletul tău. Și lumea pe care o construiesc, eu nu te interesează, nu mă -mi pasă mie așa de mult de sufletul tău, pentru că e bine, e în Domnul. E bine pentru sufletul meu, nu mă interesează sufletul tău. Și asta este o abordare foarte mare care ne-a influențat și pe noi. Dar rămâne pentru noi toți, dragii mei, problema vieții de zi cu zi cum facem pasul următor, care uneori pare, nesigur în lumea care se schimbă. La cine te uiți? Da? La cine să te uiți, să te inspiri? De la cine să înveți ceva? De unde să-ți vină resursele? Cum ne raportăm la un viitor care pare să fie întunecat de amenințări și de dubii? Dacă totul este spiritualizat, înțelegerea întrupării lui Isus și viețile noastre sunt dominate de o imagine a lui Isus dintr-o perspectivă subțire. Aș folosi așa un termen de la bucureșteni, știți? Când o chestie e subțire, înseamnă că era refiată, nu este solidă. Dar termenul nu este din București, este de fapt de la un teolog american care folosește acest, aceste cuvinte, da? Și dați-mi voie să explic. Iisus ne cheamă la urma și la urma pe Iisus înseamnă să renunțăm la urma alte lucruri pe care ne -am, de care ne-am atașat. Și ne este greu să-L urmăm pe Isus în mod radical și de aceea preferăm o înțelegere mai subțire a lui Isus, care să nu pretindă chiar totul de la noi. Și eu sunt la fel, nu sunt cu nimic diferit de dumneavoastră. Îmi convine un Isus subțire, care să mă facă să mă simt confortabil, să zic că sunt copilul Domnului, că sunt mântuit și așa, dar acolo unde este vorba de angajament radical, hai să o lăsăm mai subțire, că e ok. Nu? E ok să dăm și politicului ceva, e ok să se lăsăm și pe ăștia să ne mai păcălească, să ne fraierească, e ok că bine e cu Domnul, da? Să Iisus e subțire, nu, nu, ne cere așa de multe. Și ne amăgim cu o înțelegere subțirea lui Iisus și sperăm că ne va permite să trăim în două lumi deodată. Da? Care nu sunt în conflict, de fapt. Uitând că Domnul Iisus a venit să fie Domn al tuturor lumilor. Și provocarea creștinismului de azi, cred eu, este să descopere o înțelegere mai densă a lui Isus, a perspectivei lui și să renunțăm la înțelegerea asta subțire, la refiată. Probabil că preferăm înțelegerea subțire pentru că vrem să fim autonomi, să fim liberi. N-am chef să-mi spună mie cineva ce să fac, nu? Suntem în secolul 21, ce? Tată, mamă, n-ai auzit că ce mai spui copiilor ce să facă? Eu fac ce vreau eu. Nu? O asemenea perspectivă se focalizează pe învățătura lui Isus, dar o include ca o chemare și ca o provocare la gândi altfel. Da. Facem dezbateri despre teologie. Oh, ești calvinist. Oh, jale, ești arminian. O, oh, ai și mai rău. Crezi în mileniu. Oh, dar nu crezi în mileniu. Oh, chestii care au nicio legătură cu ce faci tu când mergi la serviciu și ce salariu, dacă plătești impozite sau nu, dacă fur sau nu, sau dacă minți sau nu. A, eu sunt calvinist, deci pot să fac pe toate, că m-a ales Domnul din veșnicie. Sau eu sunt arminian și pot să le fac pe toate, că mă îi pocăi și mă iartă Domnul, nu? Da? Deci tema nu este cum trăiesc, și niște speculații teologice pe care le tricotăm și ne certăm între noi, ne pierdem relațiile, nu mai suntem frați unii cu alții. Cu aia nu vorbim, băieți scalvini și băia de la București sunt. Nu se poate, domne. Iisus subțire, care nu ne pretinde multe și ne lasă să trăim și hoți și mincinoși, așa un pic, știi, ca la români, ne descurcăm. Ne convine un Iisus subțire. Dar Iisus ne cheamă să gândim altfel. Dar el nu a trăit o viață subțire. Să nu mă credeți că eu cred că nu ne crede, cheamă Iisus să, trăi, să gândim altfel. Metanoia înseamnă schimbarea mânt, minții, pocăință. Dar el nu a trăit o viață subțire. Fără conținut, fără impact, ci una densă, plină de conținut și de impact, care l-au pus în situația să fie condamnat și omorât. Și viața densă a lui Iisus este cea pe care o vedeam prezentată în Evanghelie. Și viața densă a lui Isus a dus la execuția sa de către autoritățile imperiale, dar și la învierea sa prin puterea lui Isus Hristos, care arată biruința lui Dumnezeu asupra lumii. Dar și eu sunt în pericol să fiu tot cu teologia, nu că asta e. Ce înseamnă concret acest lucru? Eu cred că trebuie să înțelegem credința noastră ca ceva care se desfășoară într-un context istoric real. Credința ta nu se desfășoară doar aici, nici măcar doar aici, ci se desfășoară aici, aici, aici. Credința noastră este un context real. Domnul Isus Hristos nu s-a întrupat ca o idee, ci a fost un om în care s-a întrupat Dumnezeu în Palestina acum 2000 de ani. Nu s-a întrupat nici în România, nu s-a născut în Grădina Maicii Domnului, ci s-a născut în Betleemul. Așa spune, Betleemul din ideea. Nu s-a născut nici în America. Mor de ciudă americanii că nu s-a născut Iisus la ei. Dar asta este viața. Nu s-a născut în America. S-a născut în Betleemul din Iudeea. Da? Nu s-a născut nici în Germania, nici în Anglia, nici la Moscova, a treia Romă, nici la Roma. S-a născut în Betleemul din Iudeea, nu? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Și atunci, vedeți, credința creștină ne cere să fim prezenți ca și creștini în viața reală. Și nu doar în dezbateri teologice. Sunt bune și alea. Ne ajută. Credința creștină este viața reală, dar este viața trăită nu după ideologii, de politice, interese de tot felul, ci după scopul lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Isaia despre scopul lui Dumnezeu. Să se lasă cel rău de calea lui. Și omul elegiui să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Isaia încă nu aflase de alegere, pentru că n-a apucat să, citească Calvin. Și atunci scrie și el cum știa pe vremea lui, știți, cu câteva stă de ani înainte de alegere. Dar asta este. Și spune după aceea, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Viața creștină, reală, începe, de fapt, cu întruparea lui Isus Hristos. Aici este totul. De aceea eu cred că nu ar trebui să complicăm lucrurile și să facem multă teorie, ci trebuie să ne uităm doar la Domnul Isus, unde vedem inițiativa avută de Dumnezeu pentru a rezolva problema vieților noastre. Cu adevărat, aceasta este o problemă de viață nu doar de cunoaștere sau de ideologie, iar Domnul Iisus ni se adresează direct în acest sens. Evanghelistul Ioan îl citează pe Iisus în Ioan 14 când spune Eu sunt calea, adevărul și viața. Uitați cum înțelege Pavel, deci, cu alte cuvinte, dacă vrem să înțelegem ce înseamnă viață creștină, trebuie să ne uităm în primul rând la Isus, deoarece viața, așa cum o intenționează Dumnezeu pentru om, ca și creația sa, este ce ni se arată în Isus Hristos, nu altundeva. Omul în care s-a întrupat Dumnezeu. O viață creștină, deci, este o viață nouă. Asta ne spune Pavel, nu spune că-și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că lucrurile s-au făcut noi. De aceea Pavel este hotărât să spună și filipeniilor acest lucru și spune în Filipeni că și pentru mine a trăi este Hristos. Deci viața pentru Pavel înseamnă Hristos. Și după aceea, poate că cei din Colose nu au înțeles așa bine, le spune și lor căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și acum ascultați aici. Când se va arăta Hristos, ce? Viața noastră. Wow! Hristos, viața noastră. Hristos, viața mea. Atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slabă. Asta spune Pavel. Hristos este viața noastră. Cum adică, zicem noi? Păi nu este vorba doar despre a crede că El există sau că sunt ceva concepte teologice despre Hristos. Sunt bune, sunt importante, dar esențial este ca Hristos să fie viața mea. Cum fac eu acest lucru este până la urmă răspunsul la întrebarea cu care am început astăzi. Când Hristos este viața mea atunci pot să dau răspunsul la întrebarea cum trăim o viață creștină autentică într-o lume în schimbare permanentă și care nu-i pasă de Dumnezeu. Nu adoptând un Iisus subțire, ci adoptând o perspectivă densă a lui Iisus. Asta înseamnă, dragii mei, și insist asupra acestui lucru, că trebuie să dăm atenție vieții reale în care se derulează căile noastre. Coștienți fiind că acesta ar putea să fie asemenea vieții lui Hristos. Eu aici văd o mare speranță pentru generația aceasta de tineri care vine după noi. Pentru că noi nu înțelegem și e greu uneori să, să te înțelegi cu ei. Dar au această dorință de autenticitate, sau, s-au plictisit de lipsă de autentic, autenticitate. Și vor să spună, băi, pe bune, chiar pe bune te dai creștin, dar uite-te la tine, măi, pe bune. București înțelege alții. Cei care nu înțelege, stați doi ani în București și veți înțelege. După aia nu mai plecați, că așa e în București. Primii doi ani e la sol, toată lumea zice, nu vreau ce oraș, urât, doamne, nu vreau aici. După aia nu mai, văs, nu mai pleacă, Sunt mai plecați oamenilor, că ne aglomera străză. Nu, domne, București e minunat, da? Da? Pe bune? Ești creștin? Pe bune? Orice altă variantă de viață ne-am propune s-ar putea să nu se potrivească cu scopul lui Dumnezeu pentru noi. Istoria, viața reală este spațiul în care trebuie să acționăm. Acolo este locul în care lucrăm la realizarea vieții pe care noi avem în Hristos. Nu în dezbateri teologice, nu în teoria chibritului. Aici observăm faptele împărăției care nu este o realitate asemănătoare împărățiilor lumii acesteia. Cum e ea diferită depinde de tine, de mine. Depinde dacă Isus e subțire sau dens în viața mea. Să nu confundăm cele două lumi. Provocarea pentru noi este să trăim în împărățiile acestei lumi ca cetățeia, cetățenia împărăției cerului. Adică la fel ca imigranții din Ucraina, acum avem și model pe care l-am văzut, care au venit la noi în țară. Era clar că nu erau de la noi, nu? Nu vorbeau românește, aveau probleme, nu aveau unde să stea. Nu mai așa putem să devenim o mărturie a prezenței lui Dumnezeu. Când oamenii vor vedea că și de, deși trăim alături de ei, avem de fapt o altă țară despre care vorbim, a care limbă o cunoaștem și în care vrem să ajungem. De aceea, fim, să fim atenți la modul în care trăim viețile noastre. Deoarece Dumnezeu este mereu prezent în lume. Dar nu cum ne imaginăm noi că este prezent, ci cum vrea El, că e Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim martori. Mă apropii de încheiere și vă dau un exemplu cu care am început. Patriarhul Bisericii Ruse Ortodoxe. Spune că Dumnezeu este prezent în războiul pe care îl duc rușii ortodoxi împotriva ucrainienilor ortodoxi, pentru că e un război sfânt. Dacă unești țara cu credința, poți să ajungi la chestii de astea. Nu? Cum au ajuns nemții în al doilea război mondial, când Biserica Evanghelică a spus că Hitler e răspunsul lui Dumnezeu pentru Germania. Unii l-au susținut, naționaliștii. În Isus Hristos Cel întrupat, înțelegem atât realitatea condamnării și morții noastre datorită păcatului, dar și posibilitatea răscumpărării noastre și a împăcării cu Dumnezeu. Doar acolo, nu e, nu e altă soluție. Cu alte cuvinte, ca și creștini, nu mai putem să ne imaginăm omul fără ca să ne gândim că Dumnezeu s-a întrupat. Și în același timp, nu putem să ne imaginăm pe Dumnezeu fără să ne gândim la Isus Hristos, omul în care Dumnezeu s-a întrupat. Nu? Este, este fascinant când Isus Hristos se leagă totul, cum ne spune și Scriptura. O înțelegere densă a lui Isus înseamnă să fim atenți la ce a spus și ce a făcut El pe acest pământ și să încercăm să facem la fel. Avem exemple în istorie, nu o să pierd timpul cu ele, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer în al doilea război mondial au încercat și au plătit cu viața pentru că au fost ucenicii lui Isus autentici. Perspectiva lor este valabilă și astăzi. Prezența densă a lui Isus confruntă duplicitatea valorilor lumii în care trăim confruntă corupția lumii politice în care trăim, confruntă nedreptatea lumii economice în care trăim, confruntă marginalizarea celor care nu sunt puternici în lumea în care trăim. Toți zicem că vrem o lume transformată, dorim o țară mai bună, sperăm ca lucrurile se pot îndrepta. Prezența densă a lui Isus în perspectiva noastră are puterea de a transforma lumea printr-o revoluție a iubirii. Și asta este o lecție grea pentru o altă dată deoarece așa a acționat Dumnezeu în Isus. Poate că suntem ispitiți să credem cu credunii că putem schimba lumea printr-o revoluție violentă. Și eu am crezut asta. În numele Domnului, da? E mai auzi pe unii citim. numele Domnului te taie în bucăți, nu? Da? Ați auzit? N-ați auzit? Eu am auzit. Și păstori. Da? Dar Isus n-a venit niciodată cu violență, ci cu iubire și cu pace. De aceea aș vrea să auzi și să înțelegi că înțelegerea prezenței dense a lui Isus în istorie și în lume ne cheamă la o ucenicie radicală și totală în care trebuie să fim gata să renunțăm la tot pentru că ai înțeles că Isus este Domnul tuturor. Și mă rog pentru studenți, dar nu numai pentru ei, că asta este pentru noi toți. Ca în această dimineață, cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Să aduc această provocare în viața noastră să înțelegem că Isus ne cheamă să dăm un răspuns acestei întrebări, acceptându-l ca realitatea ultimă și singura a vieții noastre. Amin.